20 iunie 2024, după ce am avut acel roi prins în ladă, să zic așa, la limită, vins în verific reginele, care au ceva istoric, chem în 2024, au un istoric de 7 ani de zile, și ele erau denumite reginele roșii, pe care acum le-am denumit regine B24Y. Aici am două astfel de regine. Aceste regine sunt de anul acesta și am venit să văd care e situația lui și să-i aplic primul tratament. E primul tratament, el a mai fost tratat cu formic, dar a fost tratat cu formic înainte să formez roișorii din colonia respectivă. Și am venit să văd, mă, cum depune ea ouă. Cum arată el așa, încă n-a eclozat albină, sau dacă a eclozat, acul de curând câteva albine acolo. Și să văd cum depune ouă, dacă depune, dacă totul e în regulă. Aici a ajuns cu ouăle, e bine. Dacă a ajuns cu ouăle, nu vă pot arăta, e umbră oricum. Dar sunt ouă. Aceste roiuri cu aceste regine sunt într-un fel baza stupinei pentru anul viitor. Ele sunt împerecheate în roiuri puternice. Arată foarte bine. Puietul e în regulă, da? Albina a mai scăzut, e în regulă, deci va ecloza acest puiet, va începe să eclozeze. Reginele își duc mai departe, din câte văd, gena. Mă uit după mătcuță, poate reușesc să o prind. Deci aceste regine nu mai trebuie făcut nimic decât aplicat un pic de tratament. Și o să ierneze un 3-4 rame, estimez eu. Are larvar. Nu se pune problema de a adăuga rame, în niciun caz. Fiindcă aceste regine oricum au tendința aceasta de a estima un anumit număr de albine, după care, până începe să eclozeze, după aia o să încarce ramele cu puiet până în ultima ramă. Este puiet mult, 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 pentru ce albina estimez eu că este aici. Și tratamentul îl estimez după cantitatea de albină de pe rame. Da, da, iată, nici nu are rostul să fac un tratament agresiv. Îl lăsăm, este un roi prins, mâncare are, și iată că acum acest roișor o să-l
strâng și pun o diafragmă de polistiren, o să ziceți, mă, pe căldurile astea, da, pe căldurile astea, o cantitate de albină micuță cu puiet mult, are nevoie de căldură. Aceste albine, așa-i cred că o să-i scot hanemanul. Avea un haneman când aici am crescut reginele, bocile, tot crescător. Să-i scot hanemanul ca să facilitez trecerea albinei. Totul arată bine, doar că a scăzut albinuța. Până începe să eclozeze din noua generație, durează 10 zile de acum încolo. Bun, am scos hanemanul ăsta. Și acum să-i pun diafragma de polistiren și doar 2-3 ml de formă. O să-i pun doar 2 ml, că n-are rost un tratament foarte agresiv. Bun. Mai are el și ceva cu legătoare, dar totuși albina e puțină. La acest roi albina e puțină și spațioare. În afară de tratamente, altceva nu-i mai trebuie. Probabil va ierna în 3 rame. Bine. Se pun formicul, era să uit. Ăsta este scopul, să-l scape de varoa, chiar dacă are puțin. Chiar dacă are puțin varoa, ăsta la o colonie mică, 10 varoa face ravagii. Și punem 2 ml, 2 de formic și vom reveni la ea mai încolo. Așa, 2 ml, sigur are acolo vreo 2-3 păduci. Am pus și am terminat. Așa, e o masă, e împerecheată, ea prin folia nu e. Nu-i ca lumea, el nu era în plan, dar arată bine. Ha să vedem și pe celălalt de lângă el. Ăsta teoretic ar trebui să fie mai bun cel din cauza că a avut mai multe albine la dispoziție decât acela de acolo. Propolis la greu. Foarte mult propolis, se vede că nu l-am mai deschis de, nu știu, 3 săptămâni. După ce am văzut că sunt perecheate reginele, nu le-am mai deschis. Au propolis anul acesta foarte mult. Ce-i frumos la acest propolis este că pot să-l colectez nefiind contaminat.
Mă uit și aici că pe ultima ramă, poate asta, nu prea mai este albină, adică na, aia bătrână moare încet încet și până vin noile generații durează. Durează destul de mult. Așa, să vedem ce are pe această ramă. Opa! E bine, care mâncare. Și a venit matca și a luat și pe această ramă. Deci asta e... oat pe această ramă, nu trebuia să vină cu oatul aici. Dar asta e caracteristica acestor regine. Ouă, nu țin cont de circumstanțe, ele depun puiet în continuu, urmând la o, ca o, la o adică să aibă o cantitate foarte, foarte mare de albine care intră în iarnă. Ia, ce de propolis are. Ăsta când îngheață, nu mai desface ramele. Da, iată ce e aici. Puiet. Evidenta unei măci roșii acum. Noroc că e căldura asta, că altfel ar fi problemă cu atâta puiet și fără albină prea multă. În 10 zile se va echilibra situația. Oh, ce de puiet. Da, sunt conștient că e puțină albină. Iată ce e aici. Mai sunt colonii mari care nu au atâta puiet. Dar ăsta că abia aștept să eclozeze, e la limită. Sunt conștient că nu e echilibrată deloc, adică puietul să fie în echilibru cu cantitatea de albină care o are. Așa. Da, e aici. E larvar. Deci le-a dat matca de lucru la aceste albine destul de mult. Mai durează încă 10 zile să se facă acel echilibru. Mâncare este suficientă, puiet suficient și după ce o să eclozeze acel puiet, o să bombardeze cu... deci, o să depună ouă foarte, foarte mult. Îl lăsăm în pace, punem și lui acolo 2 ml de formic. N-ajunge, să zic așa, numărul de rame. Să știți că mulți pățesc acest lucru când folosesc formic, se uită la numărul de rame și zic, mă, 6 rame, 12 ml de formic, fiindcă așa scrie la carte, 2 ml per ramă de albină. Dar te uiți pe rame și vezi că nu ai nici pe 3 rame albină. Așa că o să-i punem doar 2 ml, foarte, foarte puțin. Doar cât să menținem ritmul. Hmm.
Bun, deci acestea sunt plicele la regina masca roșie sau B24Y și mai departe am X-urile, B24X-urile. Dar cam atâta pe ziua de azi, deja oricum o să fie al treilea film pe ziua de azi. Destul de bună treaba, n-ai decât să aștepți și vii cu tratamente. Așa. Treaba e bună. Durează 10 zile până se umple cu albina. Asta înseamnă că de la 1 iulie încolo și acești roișori vor prinde putere. Prinde un pic de forță. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!